Ăsta e un iglo. O casă din zăpadă construită ca adăpost, care te poate proteja de o vreme de până la minus 40 de grade. Iar astăzi o să încerc să construiesc unul și să rămân acolo peste noapte. Deja îmi imaginez cum spuneți: Denis, sunt minus 18 grade afară, de ce-i faci asta? Ei bine, nici eu nu știu. Tocmai am realizat că nu știu cum se face un iglo, de asta va trebui să facem un plan de atac. E așa, Bernie? Bernie, mă ajuți? Nu o să mă ajut. Ca să reușim să supraviețuim, avem nevoie de 3 pași. Pasul numărul 1. Mă rog de unchiul meu să mă ajute să construiesc un iglu pentru că eu nu știu. Pasul numărul 2. Am nevoie de mâncare. Am cumpărat niște crâncenări de la Lidl pe care o să-i facem mai pe seară la grătar. Și pasul numărul 3. Mi-am luat cu mine ukulelele și laptopul ca să nu mă plictisesc. Ideea de a construi un iglu e foarte ușoară. Tot ce ai nevoie este de zăpadă. Și slavă Domnului că e destul de zăpadă. Nu vă imaginați acum că o să construiești cine știe ce iglu, cum ați mai văzut voi prin desene cu etajele de alea. Nu, frate, ceva mic și compact. Da, cel puțin așa credeam și eu. Însă chiar mi-a avut o altă idee mai bună. Uite ce bine arată deja. Mamă, lasă-mă, mai trebuie să fac eu truc. Zice lumea după că eu nu fac nimic. Ceea ce e adevărat, da? Da, cam așa dată până acum. Cam aici să fac eu bea cu seara asta. Din căput în el? Îmi zic că în cap, dar dacă mi-au căzut 7 kg de astea de zăpadă în cap, mor. Băi, deci un încăpător arată foarte bine. Întâmpinăm niște probleme acum, dar îi dăm noi de cap. Într-adevăr, nu am luat în calcul faptul că zăpada este foarte moale și nu se lipește absolut deloc. Așa că am improvizat cât de mult am putut și am lăsat-o pe ziua următoare. Dacă v-ați așteptat să iasă un iglu, cum ați văzut în desene, de la frumos, așa și cu gemuleți, nu, frate, că e foarte greu să faci un iglu, abia acum am observat. Să vă văd pe voi să faceți un iglu și după mai vorbim, da? După îți vă comentăm. Dar ce fac pe seama vecinite? În poligon, am greu, stau de până. A, pe bune? Nu știam ce se auzea acum și mi-a zis că e un poligon, ăla cum mai acolo. Să trag ăștia cu pușa. Poate îl trag eu lopată în cap dacă vine aici la mine. Am o veste bună, începe să arate din ce în ce mai mult un iglu. Și mama care mă ajută mereu, mă susține în spatele meu, tipul mama. Chiar sunt curios dacă o să ține de cald. De cam atât bine afară. Vezi, minus mai puțin de grade decât noaptea, dar e ok. E ok. Update până acum, cam așa arată iglu și cam așa o să stau. Vă zic că nu o să stau chiar așa cu picioarele, dacă stau așa, stau chiar foarte comod. Adică chiar e lejer să dormi așa, să stai să joci pe laptop. Bă, mai stai, mai cânti o leacă. Bă, mai citești o carte, da. Deci mi-a luat mama niște mănuși, dar zi-a fără deget aici. Și când iau zăpadă, intră numai aici, în gaura asta de la deget. Ia uite. Guys, oficial pot să spun că am terminat într-un final. Am terminat de făcut igrule exact la timp, din câte puteți observa, deja se înserează. Ce faci, Bernie? Bernie, puți! Bernie, ți-ți place iglu? Da, cred că și lui Bernie a plăcut, având în vedere cum o lins. M-am îmbrăcat foarte bine, m-am mai adus în hanorac la mine în caz de am tras. Oh, Bernie, ce-mi pușcă! Bă-le-o spatele! Alo! Ce bă-le-o ești, Bernie, ce bă-te-ai strag! Ce pinică mi-a pus săranul! Mamă, fraților, uitați la câțiva ani să vedea pusul. Mamă, ce cool arată! Haideți să vă arăt turul iglului și dacă vreți să-l închiriați, mesaj pe Instagram, denisstefan7, acolo dați-mi și mie follow. Aici e intrarea, am făcut o mică arcadă așa ca să pot încăpea și ca să nu mor asfixiat. Și am astăzi fragiria, baia o am pe acolo pe unde face pipi și Bernie. Și mâncarea am mâncat acasă. În experiența mea de făcut grătare, știu că mai întâi trebuie să punem niște hârtie ca sardă, puțin cărbuni și niște bețe să le punem așa în formă de triunghi să ia foc. Și abia după punem mai mult. Puneți mâna și învățați la mine cum se face un foc. Că nu știți când o să aveți nevoie vreodată să faceți foc și nu știți. Ca în cazul meu. Ce o fi, o fi. Ori la foc, ori nu la. Ori mor de cald, ori de foame, una din două. Inițial am crezut că o să fac asta în pădure, așa că mi-am luat niște chibrete cu mine. Și o petardă să alung ursul dacă vine după mine. Dar dacă nu mai vine ursul, nu mai dau petardă. Opa, ce l-a foc acolo? Arde! A, nu mai văd! A! Am vorbit! A, dar zi măcar cu ard! A, nu mai văd nimic! Nu, am plâns că nu vă abonați, dar mai am puțin. Dar am plâns, bă, că mi-a intrat tot fumul ăsta în ochi și nu mai văd, bă, mă usură că nu mai pot. A, mie s-a vrut din picior, nu știu dacă se vede. Aha, uite că l-a foc! L-a foc! Pasul numărul 2, după ce ați făcut focul, așteptați să ardă mai tare lemnele, după le întindeți, să se facă zar, abia după pune mai de grătar deasupra și pune în cârnăciori. Până atunci să ne încălzim și ne uităm la foc. Ca să vă dați și vă seama cât de frig, uitați-l acă. Cât timp mai lăsăm focul ăla cât să ardă, ia haide să-l sunăm pe frații meu.
Bă, ce urât, gândiți-vă acum, dacă eram prin pădure și fugeam de un urs și mai aveam una să batere și sunam pe cineva și nu apucam să sunam 112 și o sunam pe frate, și zine să mă ajute. Muream! Nu merită trădătorii să-i consideri frați. Opa, dar vă că ai răspuns! Dar ce faci, bă, ratat? Uite, în nou apartament, ce faci? În nou apartament? Ce se vezi? Și-o tot în nou meu apartament. Mai ieși din vlogul ăla în care ziceam că vreau să au 24 de ore într-un iglu. Da. Op. Hai, îți arăt doar atâta. Dar ce șmecher arată? Bă, arată foarte șmecher. Am înghețat, dar chiar arată tare rău de tot, nu? Bă, ești nebun, deci este prea hard. Ai făcut de mâncare? Mi-a făcut, uite, am grătarul aici. Și acum cred că mă bag și-o la somn. Să tea cât timpul ăla când era pic că... Bă, este prea tare. Deci efectiv ești prea tare. Miciu de că nu știu acolo. Am crezut că îl facem împreună, dar până veneam eu cred că este o cază. Bă, de... ești nebun prea tare. Deci maxim. Bă, mamă, cred că-ți place. Eu cred că mă bag de acum la somn. Hai, somn ușor și mă sun mâine dimineață. Bine, hai, te pup, pa, noapte te bună, pup, somn ușor, vezi, ai grijă, pa, 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 pa. Bă, dar ce șmichiritică și avem deja făcuți așa. Știam cândva să cânt Over the Rainbow, dar acum nu mai știu. Bă, nu vă luați mine că sunt începător, dar să nu vă au pe vreunul comentarii că... Bă, Denis, ce bine cânti, apucă-te din dansat. Am o veste bună. Deja a început să facă primul cârnăcior. Are o leacă deja pe când a scăpat, dar nu are nimica. Dar este făcut așa și scură și gustare. Lasă-mi, chiar e foarte bun. Nu! Doar ce gust bun are. Până la urmă am terminat așa grătarul după foarte mult timp. I-am mars. Nu știu cât se vede pe cameră, bă, dar... Bă, i-am mars pe toți, bă, mi-am lăsat. Mamă, nu lasă bateria la lumină. Alea. Da. Cred că mă pot și mă culc de acum. Bernie! Ia uita și nu a venit la mine. Bernie, ce faci? Ai venit să mă încurajezi? Noroc că l-a pe Bernie aici să mă apere. Dar cred că mai trebuie să fac un prieten, să se plictisește. Și de ce cred că ai tu nevoie? Din om de zăpadă. Da, da, știu ce facem. Știu ce facem ca să mai trag și din timp. Hai să facem lui Bernie un prieten și mie un paznic. Ca să nu spuneți că mi-e chip prea frig. Uitați-l la că conghețam mânușile, bă, îți gheață, bă. Nici n-am început bine să fac omul de zăpadă, că deja mi-e înghețat mâinile, bă, că spocnă mânușile astea. Hey! Ai câștigat lupta, dar nu și război. Mă pun o leacă pe laptop să mă uit la ceva și după cred că mă culc. Dacă vă plac videoclipurile de gen, uitați să vă abonați și să puneți toate notificările apăsați exact aici, să fiți la curent de fiecare dată când postez un videoclip nou. Începe să fac din ce în ce mai frig. Între timp mi-am luat pe mine o bluză de felpă. Sunt ține de cald sub hanorac, sub tricou și sub maiou, cum mi-am luat de tati pe mine. Exact când am vrut să fac vlogul ăsta, au venit aere polare. Da, tot e foarte frig, sunt minus 15 grade cred afară. Din păcate mi s-a terminat bateria la lumină, așa cum mai filmez cu telefonul. Nu știu cât se observă, dar mai am 8% și la telefon și nu mai am multă baterie nici la cameră. Așa că cel mai smart este să mă bag și acum la somn și noi ne vedem dimineață. Am vrut să beau și o gură de apă, dar de unde e conghițat, ca să vă dați și voi seama. Wow, mă, vere. Ca să înțelegeți și voi cât de frig, uitați la ce tare înghițat apă, da? Bă, e târnăcop asta. Îți cu bună dimineața, nu-mi vine să cred că am apucat și ziua asta. Între timp, peste noapte am făcut o mică modificare, adică am luat pătura pe care stăteam și am acoperit intrare de la iglu, pentru că intra mult prea tare frigul și așa ține mult mai mult de cald. Și mi-am mai luat niște haine pe mine, adică mi-am mai luat puloverul ăsta. Mai am și asta, mai așa noracul și tricou și mai au și geacă, pentru că e mult prea frig, frate. Să rămân aici peste noapte, a fost nebunie și categoric cea mai rece noapte din viața mea. Bună dimineața! Am uitat să zic că peste noapte a început și ninsoarea, nu știu dacă se vede acum ceva, dar încă ninge. Din greșeală mi-am uitat ieri mănușa aici în zăpadă și uitați-o leacă cum m-a înghițat. Frate, e bocnă. Dacă v-a plăcut vlogul, nu uitați să vă abonați, să ne strângeți noi 300.000 de abonați, ar însemna foarte mult pentru mine. Și cine știe, poate să mai facem challenge-uri de genul, dar pe vremea leacă mai cald, că pasă rece nu prea, nu mai vreau. E așa, Bernie. Bă, Bernie.